Iubită Biserica Domnului, ne bucurăm ca să fim în seara aceasta împreună la închinare și mulțumesc pentru această oportunitate pe care o am ca să fiu purtătorul mesajului lui Dumnezeu în seara aceasta. Recunosc că n-am niciun merit și nu sunt vrednic pentru aceasta, mai ales că stăm în fața unei teme atât de importante. Și mă gândeam, stând pe scaun, cum aș putea transmite mai multe lucruri într-un timp foarte scurt. Pentru că uneori, ca să vorbim mai mult și mai lung, putem de multe ori. Dar ca să spui multe lucruri într-un timp foarte scurt, asta e mult mai greu. Rog pe Dumnezeu ca să mă ajute în seara aceasta. Și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne capteze atenția la El și nu la mine. Pentru că nu sunt decât un om și dacă stau în fața dumneavoastră este meritul și harul Domnului. Așa cum v-am mai spus și altă dată, dacă trăiesc, trăiesc prin mila și prin îndurarea Domnului. Și pentru că ne găsim din nou în Irlanda, vreau să vă spun că nici nu m-am gândit să ajung aici. Soția a venit cu vreo 3 săptămâni înainte. Eu am fost plecat o lună de zile în America și am zis că mai stau și acasă, deși acasă nu mai avem copii, numai noi singuri suntem, acum eram singur acasă, dar trebuie să mai fiu și alături de biserică acasă. Și la un moment dat copiii mi-au cumpărat bilet și chiar după aceasta am zis că nu vin. Chiar dacă am avut bilet și dintr-o dată parcă s-a aprins și dorul de copii și atunci așa am ajuns din nou în Irlanda. Seara aceasta am o misiune grea, pentru că această temă despre ucenicie este o temă extraordinar de importantă. Dumneavoastră, cu siguranță, eu nu sunt în măsură să spun atât de multe lucruri pe cât am văzut că aveți frați care sunt adânci în cuvântul lui Dumnezeu, în Scriptură și eu cred că ați învățat și cunoașteți multe lucruri despre acestea. Dacă unele lucruri se vor repeta în seara aceasta, aș vrea să le luați, nu că le repetăm, dar probabil că, așa cum se spunea și data trecută, spunea fratele Petrică duminica trecută, că repetiția este mama învățăturii. Așa că eu consider că nu ne va prinde rău lucrul acesta și totodată aș vrea ca în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să ne îndrepte privirile către ceea ce este așa de important, lucrarea aceasta de ucenicie. Și am numit-o în seara aceasta, o să rog frații ca să dea drumul, probabil că, sigur, timpul este înaintat, de aceea peste unele lucruri pe care vrem să le prezentăm în seara aceasta, vom trece destul de repede și voi încerca să rămân la câteva lucruri foarte importante pe care doresc cu ajutorul lui Dumnezeu să le împărtășim împreună în seara aceasta. Și vreau să spun că n-am venit aici să vă învăț. Învățăm unii de la alții. Și n-am venit ca învățător, ci am venit și eu ca unul care am de învățat încă multe lucruri. Și probabil că niciodată nu vom termina de învățat. Și în lucrarea aceasta de ucenicie, cu siguranță este o școală. Și titlul din seara aceasta, titlul mesajului, l-am denumit Ucenicia în școala lui Iisus. Sigur, am mai auzit expresia aceasta și aș vrea pentru început să citesc în două locuri din Sfânta Scriptură. Citesc din binele cunoscute versete din Matei, capitolul 28, versetul 18 la 20, versetul 19 și 20. Eu am pus și 18. Citesc și 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Și ceea ce a amintit fratele din duminica trecută, duminică după amiază, în 2 Timotei, capitolul 2, versetul
2, spune așa: și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Amin. Amin. Iubiți frați și surori, cred că am amintit și data trecută și nu, este important să gândesc, să amintesc și de data aceasta. Biserica Domnului există pentru cel puțin 3 lucruri importante. Primul lucru este pentru laudă și închinare. Al doilea lucru, pentru zidirea noastră sufletească. Am auzit așa de minunat cuvintele de dimineață, vreau să spun, am spus lui fratele Călin, nu știu când au trecut timpul respectiv și parcă aș fi dorit să-l mai ascult. Mai suntem și duminica viitoare și poate Domnul ne ajută. Dar oricum, v-am spus și altă dată și am spus la frați că vă mai urmăresc din când în când, când am timp, și vă urmăresc și eu de acasă. Și mă bucur pentru lucrurile întâmplate aici, ceea ce demonstrează că această biserică, Domnul Iisus Hristos este aici, Iisus Hristos își conduce biserica Lui și aceasta este o dovadă că Iisus trăiește în viața noastră ca și copii al Lui Dumnezeu. Amin. O să vă uitați puțin acolo și am pus și câteva imagini din misiune, ca să vedeți, am vrut să alternez cuvintele pe care le voi spune în după amiaza aceasta cu câteva imagini pentru ca să fie cât mai ușor și de acceptat și de primit. Totodată să vă gândiți poate și la imaginile care le veți vedea acolo și nu numai, la gândurile și cuvintele pe care le-am pus pe aceste slide-uri. Dar uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, noi avem un mare mandat, o mare trimitere, de fapt aceste cuvinte sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos și se referă la marea trimitere pe care o face Domnul Iisus Hristos către cei 12 ucenici. Stăteam și mă gândeam, și poate gândiți-vă și dumneavoastră, în noaptea în care Domnul Iisus Hristos și-a ales ucenicii, a petrecut toată noaptea în rugăciune, în strânsă legătură cu Tatăl. Ce s-ar fi întâmplat dacă toată lucrarea aceasta s-ar fi năruit? Dacă ucenicii n-ar mai fi continuat această lucrare pe care le-a dat-o Domnul Iisus Hristos? Ce s-ar fi întâmplat? Și ne gândim la lucrurile acestea. Este extraordinar de important. Ce s-ar fi întâmplat dacă lucrarea s-ar fi oprit acolo? Cu siguranță ne dăm răspuns fiecare dintre noi. Să Domnul Iisus Hristos a fost sigur că această lucrare va continua. Și frați și surori, dacă astăzi suntem aici, copiii lui Dumnezeu, este că această lucrare a continuat. Și uitați-vă că Domnul Iisus Hristos arată câteva lucruri foarte importante care ar trebui să le aplicăm fiecare dintre noi. Și aici spune așa: duceți-vă! Duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Sunt 4 lucruri la care ar trebui să gândim, dar trec peste acestea pentru că, așa cum am spus, timpul ne presează și aș dori să ne gândim la lucrul acesta. Suntem oameni, suntem acei oameni care ducem acest mandat mai departe. Domnul Iisus spune: duceți-vă! Și nu oriunde, duceți-vă în toată lumea. Poate dumneavoastră veți spune: da, uite, noi am plecat din România și am venit în Irlanda. Foarte bine, Domnul să vă binecuvinteze. Dar să știți că lucrarea nu se oprește aici și de aici ar trebui să continui mai departe. V-am spus, prin harul Domnului, dacă vă uitați acolo în imaginea din stânga, este echipa din România cu care noi lucrăm, în partea dreaptă este echipa din Bulgaria. Nu știu, nu lucrează. Ah, da, da.
După aceea, aveți câteva imagini, eu am multe poze, atât am căutat să selectez câteva doar, așa din misiune, ca să puteți viziona și dumneavoastră. Am foarte multe poze, sute, sute și sute de poze în toate locurile pe unde am fost. În stânga acolo o să vedeți un loc în Bulgaria. Când am fost în Tajikistan, am avut poze din Tajikistan, nu le-am mai pus. Când am fost în Tajikistan și m-am întors înapoi acasă, am zis, Doamne, îți mulțumesc că m-am născut în România. Dacă ați vedea în ce condiții trăiesc oamenii de acolo, am putea să spunem că aici este raiul pe pământ. Uitați-vă numai o imagine acolo, dar am așa de multe imagini din Bulgaria, unde parcă nu v-ați gândit și nu v-ați închipui că în secolul 21 sunt oameni care trăiesc în aceste condiții. Și totuși, acești oameni au nevoie de Evanghelie. Acești oameni au nevoie să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și cine o să meargă? Cred că lucrarea aceasta sau tema aceasta despre ucenicii este o provocare pentru fiecare dintre noi. În continuare, priviți imaginile, puțin în dreapta, iarăși este o imagine tot din Bulgaria, în stânga tot din Bulgaria, iar în dreapta, acolo este o imagine din insula Kos, pe unde a călătorit Pavel, chiar am fost și acolo cineva ne sugera și spunea, zice, uite, pe aici a călcat Pavel, aici sunt urmele lui Pavel, în insula Kos. Și acolo puțin, dacă vă uitați, o mică clădire, acolo am stat o săptămână, dacă vă aduceți aminte când v-am povestit, data trecută, acum 2 ani, dacă vă mai aduceți aminte, am trăit în condiții destul de grele acolo, dar Domnul ne-a păzit și nu ni s-a întâmplat nimic, împreună cu șerpi am stat acolo, dar nu ni s-a întâmplat nimic, am rămas sănătoși. Mulțumim Domnului! Două întrebări, dacă vă mai aduceți aminte, le-am pus și data trecută. Prima întrebare, ce vei face restul de viață pe care ți-l dă Dumnezeu? Dacă astăzi suntem aici, trăim prin mila Domnului. Și ziua de astăzi nu e a noastră, e a Domnului. Dar fiecare dintre noi ar trebui să ne gândim ce voi face mâine cu viața pe care mi-a dat-o Domnul, ce plănuiesc, ce gând am pentru ziua de mâine. Nu știm dacă va fi și poi mâine, dar ce voi face mâine? Și a doua întrebare, voi lua cu mine pe cineva când voi ajunge în cer? Mă va mai urma cineva? Voi mai duce pe măcar un suflet? Voi lua cu mine și spune, hai cu mine că vreau să merg în cer? Sunt două întrebări la care aș dori ca să medităm și am un citat acolo, cel mai bun mod de a-ți investi viața este să faci ceva ce rămâne și după ce pleci din lumea aceasta. V-ați gândit cu siguranță. Știți, am o imagine de aici extraordinară când mă uit în toată biserica și văd parcă floarea bisericii aici. Văd atât de mulți tineri și atât de mult tineret aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Probabil dacă nu vine Domnul Iisus Hristos, ar trebui să fiți generația care să continuați această lucrare mai departe, de a duce Evanghelia până la marginile pământului. Așa cum vă povesteam, am ajuns în multe țări și anul trecut și deja Dumnezeu deschide și alte locuri. M-a sunat fratele meu din America chiar zilele acestea și a zis, uite că se începe a deschide nordul Africii, Egiptul și alte locuri unde este nevoie să ajungem. Sunt locuri și mai grele și mai periculoase. De exemplu, anul acesta am planificat o campanie în Turcia, dar nu este posibil. Acolo e foarte greu. De exemplu, am fost, am cercetat terenul, aproape nu se poate lucra. Deoarece dacă ai început să vorbești pe stradă, deja te arestează și ești în pericol. Nu când este frică. Nu ne-i frică de aceasta, pentru că știm că viața e în mâna Domnului. Dar până la urmă, poate nu e nevoie să riscăm în modul acesta. Sunt locuri, sunt țări în care lucrăm cu musulmani. Probabil o să vedeți puțin mai târziu ceva acolo. Dar aș vrea să ne mai gândim la un lucru cu privire la lucrarea aceasta de ucenicie și
care ar fi cerința lui Dumnezeu de la ucenici? Ce spuneți? Noi cerem multe lucruri de la Dumnezeu? Foarte multe lucruri. Și aproape că dacă stăm și ne gândim, nu știu, poate trei sferturi de rugăciunea noastră este: Doamne, dăm și Doamne, făm și Doamne, am nevoie de cutare, Doamne, făm cutare. Dar oare Dumnezeu are vreo cerință de la noi? Oare Dumnezeu dorește ceva de la noi? Oare Dumnezeu vrea ceva să se întâmple cu noi? Și dacă noi citim, sigur că nu citesc, doar vreau numai să ne uităm puțin, eu am pus și acolo, e adevărat, probabil se vede foarte greu, scrisul e mai mărunt. Mă gândeam la pasajul din Ioan, capitolul 15, când Domnul Iisus Hristos spune acolo: eu sunt adevărata viță. Și aș vrea aici să ne uităm la ce învață Domnul Iisus Hristos pe ucenici. Învață despre trei lucruri, sau despre trei relații și despre trei responsabilități. Le trec foarte repede. De la versetul 1 la versetul 10 arată care ar trebui să fie relația noastră cu Domnul Iisus Hristos și vom vedea în ce context. Pentru că, de fapt, cerința lui Dumnezeu este ca să aducem roadă. Relația noastră bună cu Domnul Iisus Hristos, asta ne creează nouă responsabilitate de a rămâne în El. Și aici eu m-am gândit la două cuvinte foarte importante la care aș vrea să ne gândim și noi. Când acolo Domnul Iisus Hristos spune așa: dacă mlădița care aduce roadă, El ce face? O curățește. Dar de ce o curățește? Să aducă și mai multă roadă. Și dacă mlădița nu aduce roadă, ce se întâmplă? Îi tăiată. Și dacă îi tăiată, e aruncată, nu mai este bună la nimic decât la foc, să fie arsă în foc. Și aș putea să ne punem fiecare dintre noi întrebarea cum mi-am pus-o și eu: tăiat sau curățit? Și nu e așa? Când Domnul începe să curețe, să taie, și Domnul când taie, nu taie ceva bun, taie ce-i rău, să îndepărteze ce nu-i bun. Și El face curățirea aceea asta pentru ca noi să putem aduce roadă. De aceea atunci când Dumnezeu cercetează inimile noastre, când Dumnezeu lucrează în inimile noastre, când Dumnezeu vrea să taie ceea ce e rău din inimile noastre, este că o face cu scopul ca să ne curățească, ca să aducem ce? Să aducem roadă. Apoi, uitați-vă de la versetul 11 la 17, relația unul cu altul. Și care este responsabilitatea? Să ne iubim unii pe alții. Vreau să vă spun, așa am fost de încurajat și de mângâiat și vreau să spun, sunt atâția frați aici care am simțit încurajarea fraților. E mare lucru să faci lucrul acesta, dar dimineață, prin cuvântul care a fost, m-am simțit așa de încurajat ce înseamnă trăirea vieții cu Hristos, ca Hristos să fie în noi Domnul vieții noastre. Ce înseamnă aceasta, de fapt, spunea fratele Călin, a fi Hristos în viața noastră înseamnă a fi stăpânul vieții noastre. A fi Hristos în viața noastră înseamnă că noi suntem proprietatea lui Dumnezeu și noi nu mai putem face ceea ce vrem noi să facem cu noi, pentru că noi nu mai suntem ai noștri. Și spune Pavel, nu? Spune așa: nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri? Relația să ne iubim unul pe altul. Și apoi, a treia, relația cu lumea, care de fapt înseamnă să mărturisească, să mărturisim pe Domnul. Aceasta este ceea ce dorește Dumnezeu, care este cerința lui Dumnezeu de la noi. Și dacă o să vă uitați în pasaj, acolo o să vedeți că este un cuvânt cheie care se repetă de 8 ori, este cuvântul roadă. Dar dacă urmăriți, vedeți o progresie acolo. Spune roadă, multă roadă și mai multă roadă. Și în final, uitați-vă de ce. M-am gândit la acest cuvânt roadă sub trei aspecte. Și în primul rând, gândiți-vă atunci când Ioan Botezătorul boteza,
au început oamenii să vină cu mulțimea, cu grămada să fie botezați. Și Ioan a surprins lucrul acesta, probabil, și-a dat seama că oamenii ăștia, nu toți au venit acolo cu gând curat, nu toți au înțeles ce înseamnă pocăința, și Ioan spune, zice, faceți roade vrednice de pocăința voastră. Asta e foarte important. Când Dumnezeu dorește roadă de la noi, dorește să vadă pocăința noastră. Știți, nu-i cazul aici, dar auzeam un frate care îi spunea așa, când un om se pocăiește, știe și vaca din grajd că omul s-a pocăit. Când un om se pocăiește, știe soția? Când un om se pocăiește, știu copiii? Când un om se pocăiește, știe vecinul? Când un om se pocăiește, știu toți cei din jurul meu. Spune, ăsta e un pocăit. Asta e roadă vrednică de pocăință. Domnul să ne ajute ca să dăm această dovadă de roade vrednice de pocăință. Asta dorește Dumnezeu de la noi. Și veți vedea de ce la final e nevoie de așa ceva. Când mă gândesc la roadă, mă gândesc pe alt plan, ceea ce spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 22, și spune acolo, roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, le știți dumneavoastră, sunt nou acolo, da? Le știți dumneavoastră. O roadă a Duhului care trebuie să se vadă în noi. După ce Duhul Sfânt lucrează pocăința, lucrează mântuirea în viața noastră, după aceea începe rodirea în viața noastră. Pentru că atunci când Dumnezeu ia ceva, pune altceva, dar nu mai rău, mai bun în viața noastră. Și în al treilea rând, și nu în ultimul rând, când mă gândesc la roadă, se referă aducând roadă, adică suflete la mântuire. Adică ce înseamnă asta? Multiplicare. Adică ce înseamnă aceasta? Să ne investim viața noastră în viața altora. Domnul Iisus 3 ani și jumătate i-a învățat pe ucenici. Și după 3 ani și jumătate a spus, acum duceți-vă, faceți ucenici. Uitați-vă dumneavoastră, cu siguranță nu e o opțiune aceasta, ci aceasta este porunca Domnului Iisus Hristos. Și uitați-vă, la final, cum dovedim noi, de fapt, că suntem ucenicii Domnului? Spune în Ioan 8:31, dați-mi voie să citesc, poate nu trebuie să răsfoiți, eu aș vrea să fiți foarte atenți. Cine vrea să răsfoiască, să uite. Ioan 8:31 spune așa, și a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Uitați-vă cum putem să demonstrăm, să dovedim noi că suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos. Rămânerea în cuvânt. Ioan 13:35, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. O dovadă, o altă dovadă că suntem ucenicii Domnului. Și Ioan 15:8 spune așa, dacă aduceți multă, multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Domnul să ne ajute ca să putem aduce roadă. Pentru că prin roada pe care o aducem este proslăvit Tatăl nostru din cer, dar prin aceasta noi dovedim, noi demonstrăm că suntem ucenicii Domnului. Și am mai notat ceva aici care spune așa, capacitatea de a aduce roadă este rezultatul vieții Fiului reprodus în noi, în ucenic, în ucenicul Domnului. Fără viața lui Dumnezeu nu se poate aduce roadă. Dacă noi nu rămânem în El și dacă El nu rămâne în noi, așa spune acolo, dacă rămâne cineva în mine și eu rămân în el, aduce multă roadă și prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi sunteți cu adevărat ucenicii mei. Mergem mai departe. În procesul de ucenicie, sunt cel puțin 2 persoane. Ele pot fi mai multe. Un mentor sau un învățător, și un învățăcel
Poate sună termenul cam așa, dar noi suntem învățăcei. Da, suntem învățăcei. Când suntem în școala Domnului Iisus Hristos, suntem învățăcei. Adică ucenici, da? Acum, eu am notat acolo, numai trec repede, sigur că probabil ați mai discutat și veți mai discuta referitor la această temă, numai doar amintesc. Uitați-vă câteva exemple din acestea. Moise l-a luat pe Iosua. Ilie l-a luat pe Elisei. Barnava l-a luat pe Pavel. Pavel l-a luat pe Timotei și am auzit duminica trecută explicat mai detaliat, mai pe larg lucrul acesta. Dar fiecare creștin trebuie să știe că are nevoie ca să fie învățat de către o persoană cu experiență mai mare decât el, care la rândul lui să transmită mai departe această învățătură, pentru că la rândul lui, de fapt, să devină și el un învățător și să aibă ucenici pe care să-i învețe mai departe. Aceasta, de fapt, înseamnă multiplicarea. Aceasta, de fapt, Domnul Iisus Hristos dorește și aceasta a transmis ucenicilor și care această învățătură ne-a lăsat-o și nouă. Doar foarte repede am scos câteva lucruri aici despre relația aceasta a lui Barnava cu Saul. Faptele 9, 27, 28, nu citesc, doar uitați-vă acolo. Eu am notat ce a făcut Barnava, l-a luat pe Saul cu el și l-a dus la apostoli. Apoi, Barnava a avut capacitatea, e foarte important lucrul acesta, de a discerne potențialul mare al lui Pavel. Când l-a văzut pe Pavel, s-a gândit Barnaba, ăsta e un om extraordinar care e nevoie ca omul acesta să fie folosit. De multe ori poate ne uităm și îmi place la dumneavoastră aici, pentru că văzând la rugăciune cum tot puneți alți frați care să slujească, să dea câte un îndemn, și asta e un lucru extraordinar, pentru că odată îi ajutăm pe oameni să se simtă importanți, al doilea lucru îi folosim în slujire și pentru că ei prin aceasta demonstrează sau manifestă și responsabilitate, le creăm responsabilitate. De fapt, noi toți ar trebui să slujim într-un fel sau altul. Pentru că dacă vă aduceți aminte și atunci, cred că am spus acum 2 ani, în Biserica Domnului nu există șomeri. Asta e mare lucru. Dumnezeu nu are șomeri. Dumnezeu are slujitori. Și noi, fiecare dintre noi, suntem un slujitor a Domnului. Și Domnul să ne ajute ca să slujim fiecare dintre noi în lucru pe care Dumnezeu ne l-a încredințat. A dovedit că este o persoană flexibilă. Sigur, multe lucruri am putea ca să îi explicăm în privința aceasta. O persoană flexibilă, da? Nu îi explic cuvintele pentru că am spus că vreau să trec repede. A avut răbdare până să obțină rezultatele dorite. Nu e așa că dacă ai luat pe cineva în școală uceniciei și ai stat o lună, două, vreau să spun, am fost cu un frate din România, un frate rom, în Bulgaria, de fapt ne-am dus cu două mașini și pe drum am încercat să învățăm o metodă de evangelizare. Am ajuns la București cu un alt prieten al meu cu care învățam. La un moment dat fratele a spus, măi, lăsați-mă în pace că nu mai pot. Parcă zice, îmi plesnește capul, simt că nu mai pot. Și atunci zic, măi, Daniel, lasă-l, că după aceea îl iau eu o mașină la mine și o să continui eu o mașină la mine, mai departe. Uneori, poate ne plictisim și spunem, nu știu dacă poate ieși ceva bun din omul acesta. Dar uitați-vă că Domnul Iisus Hristos, și luăm exemplu, Domnul Iisus Hristos nu s-a uitat la asta. Barnava nu s-a uitat la asta. Barnava s-a uitat la ce a devenit Pavel mai târziu. A văzut ceva mai departe. Și aceasta, de fapt, este capacitatea unui lider, pentru că am câteva lucruri în continuare despre lider, despre mentor și despre ucenic. Aici, Saul, Barnava a avut răbdare și a avut din partea, dar din partea lui Dumnezeu, să construiască și să-l încurajeze pe Pavel. Așa cum v-am spus, e mare lucru să poți să încurajezi un om. Haideți să ne uităm puțin foarte repede la calitățile unui mentor.
Să fie o persoană integră, adică ce înseamnă? Să fie cinstit, să fie onest. Al doilea lucru, să fie cu inițiativă, adică să întreprindă ceva, să propună ceva, să facă ceva. Noi putem vedea oamenii aceștia între noi, este important aceasta, să-i vedem și să ne uităm la ei. Apoi, să nu fie arogant, adică să nu fie încrezut, să se creadă că este mai presus decât altul. Să fie smerit, am putea să spunem noi, da? Parcă în loc de aroganță. Apoi, să exercite influență biblică, adică să aibă autoritate duhovnicească. Mai departe, să aibă un caracter în care roada Duhului Sfânt să fie prezent acolo. Să fie în stare să învețe pe alții. Să fie construit în viața personală lucruri demne de urmat. Ce rost ar fi dacă aș veni aici în fața dumneavoastră să vă spun despre lucrarea de evangelizare, să vă povestesc așa de lucruri pe care nu le-am făcut. Una, că n-are niciun impact asupra dumneavoastră și în al doilea rând nici nu ni se stă să facă așa ceva. Pentru că, de fapt, ceea ce spunem sau ceea ce trăim putem și să spunem și are impact asupra vieților noastre. Să aibă acoperire în fapte și în domeniile în care învață pe alții, să fie obiectiv în apreciere, adică să redea realitatea, să poată să încurajeze pe cei ce au nevoie, să poată păstra o relație pe timp îndelungat cu ucenicul, să poată păstra confidențialitatea în relația cu ucenicul său, să aibă autoritate, să fie bun comunicator, să știe să evalueze corect rezultatele obținute și să provoace ca lucrurile să se întâmple. Eu am făcut materialul ăsta, că probabil materialul va rămâne. Dacă cineva dorește ca să-l aibă și să poată aprofunda mai mult, sigur că da, de asta am și scris aici. Haideți să ne uităm puțin foarte repede la calitățile unui ucenic. Un ucenic se supune unui învățător care îl învață cum să-l urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă aceasta? Să asculte. Să fie gata să asculte. Al doilea lucru, un ucenic învață cuvântul lui Dumnezeu. Și asta ar fi de preferat. Mai ales că suntem așa, sunteți așa de mulți, am vrut să spun suntem, că eu nu mai sunt tânăr. Sunt așa de mulți tineri aici. Învățați, memorați versete din Scriptură. Un ucenic a Domnului învață cuvântul lui Dumnezeu. Un ucenic a Domnului învață modul de evangelizare practicat de Domnul Iisus Hristos și o să ne uităm puțin mai târziu. Un ucenic imită viața și caracterul Domnului Iisus Hristos. Să facem ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, îl imităm pe El. Un ucenic al Domnului găsește și învață alți ucenici care la rândul lor să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Și încă am mai notat ceva și ultimul lucru acolo foarte important, spune, este ușor învățabil, gata să se instruiască, să se pregătească, să studieze, este disponibil, este la dispoziția lui Dumnezeu. Ați cântat dumneavoastră sau am cântat cu toții dimineață cântarea Sunt aici? Unde? La dispoziția ta. Să poți spune lucrul acesta, frate și soră. Când Domnul te cheamă să spui, Doamne, sunt la dispoziția ta. Să fie disponibil, să fie dispus la schimbare și să știe că are nevoie să fie învățat. Asta e mare lucru. Pentru că de multe ori, poate noi ne gândim, da, eu știu, eu am învățat, eu știu cu tare, eu știu cu tare. Este așa de important să fii în poziția asta și să știi de fapt că ai nevoie să fii învățat. Succesul unui proces de învățare este atunci când ucenicul devine învățător. Doamne, fă ca toți cei care sunt aici să devină învățători. Pentru că sunt așa de mulți oameni în jurul nostru care au nevoie să fie ucenicizați, evangelizați și apoi să fie învățați, ucenicizați. Succes fără succesor este eșec.
Știți, cineva spune așa, dacă ești un lider și nu te urmează nimeni, înseamnă că ai dat sau este eșec. Înseamnă că nu ești lider, înseamnă că nu ești învățător. De aceea, Domnul să ne ajute ca toți, așa cum am spus, să fim învățători și să fim, avem în spatele nostru oameni care să ne urmeze și pe noi la rândul nostru. Dacă o biserică nu a înțeles procesul ucenicizării, este sortită eșecului. Dacă o biserică practică această responsabilitate, se dezvoltă și numeric, și calitativ, și cantitativ, dacă pot să spun așa. Uitați-vă mai departe cum ar trebui să fie un ucenic evangelizator. Iarăși o să încerc să trec foarte repede. Luăm exemplul lui Pavel. Și dacă ne uităm în Romani, capitolul 1, versetul 14, apostolul Pavel zice așa acolo. Eu sunt dator. Eu sunt dator și grecilor, și barbarilor, și celor învățați, și celor neînvățați. Un ucenic evangelizator trebuie să simtă responsabilitatea aceasta a datoriei. Frați și surori, oare noi avem vreo datorie? Oare noi avem vreo datorie? Sigur veți spune, da, câte datorii noi avem la stat, nu? Să plătim apa, să plătim curentul, să plătim casa, să plătim mașina și așa mai departe. Câte datorii nu avem? Dar eu spun, față de Dumnezeu, avem datorie. Dragi frați și surori, mare datorie avem față de Dumnezeu. Cât bine a făcut El sufletelor noastre. Spune psalmistul, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Câte datorii avem noi față de Dumnezeu și niciodată nu ne vom putea achita de datoria noastră față de Dumnezeu. Dar apostolul Pavel simțea pe umerii lui datoria aceasta de a vesti Evanghelia, de a duce mai departe Evanghelia, spune aici, și grecilor și barbarilor. Al doilea lucru, Romani 1 cu 15 și 9 cu 1, dar aici în 15 spune, astfel în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vestesc Evanghelia celor din Roma. Vedeți? Îi datorie, îți trei cuvinte aici cu D, care încep cu D ca să fie ușor de ținut minte. Datorie și al doilea lucru, dorință. Să vestesc Evanghelia celor din Roma. Când ne-am dus în Roma anul trecut, am fost tot așa cu o echipă de frați și am intrat... Am vizitat Coloseumul și după aceea am avut ocazia să vizităm locul unde a fost închis Pavel, la închisoarea de la Roma. Vreau să vă spun, când am coborât acolo, probabil că poate unii dintre noastre ați fost acolo, am coborât și am văzut un loc, era un loc, un cerc acolo, o gaură mare, unde Pavel pur și simplu a fost aruncat acolo. Acum era mult... reconstruit locul acela, să când am ajuns acolo, frații care am fost, au început să plângă. Apostolul Pavel a fost închis acolo. Când a fost închis Pavel acolo, n-a stat degeaba, a scris 4 epistole acolo, în închisoarea de la Roma. Și totuși, Pavel știa la ce merge acolo și a spus, eu am o vie dorință să vestesc Evanghelia celor din Roma. Poate Dumnezeu vă pune pe inimă, cine știe în ce locuri să ajungeți? Și eu aș vrea ca Dumnezeu să vă motiveze, Duhul lui Dumnezeu să vă atingă inimile în seara aceasta și să vă pună pe inimă unde ar dori Dumnezeu să mergeți, să vestiți Evanghelia și să puteți să spuneți ca și Pavel, am o vie dorință să vestesc Evanghelia. Doamne, ajută-ne pe fiecare la aceasta. Și chiar dacă nu trebuie să ajungem în Africa sau în Asia, dar poate Dumnezeu are nevoie de noi aici, și Dumnezeu vrea ca să avem o vie dorință să vestim Evanghelia aici, în Irlanda. Domnul să vă ajute la aceasta. Și apoi, uitați-vă ce spune în 9 cu 1.
dați-mi voie doar numai să amintesc, în 10:1 spune, fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Și apoi, al treilea lucru, durere. Uitați-vă ce spune capitolul 9, versetul 1, la 3. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare și am... Ce avea Pavel? Avea o durere necurmată, o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, pentru rudele mele trupești. Fraților, oare era puțin lucrul acesta? Datorie, dorință și durere. Ți-a pus Domnul în inimă durerea aceasta pentru cei nemântuiți? Ți-a pus Domnul în inimă durerea pentru rudele dumneavoastră, pentru cei din casele dumneavoastră care nu sunt mântuiți? V-a pus Domnul pe inimă durere pentru cei din jurul nostru care zilnic, oameni mii și mii de oameni mor, zilnic mor și majoritatea se duc în iad? Ți-a pus Domnul durere în inimă? Facă Domnul ca să avem aceeași durere pe care o avea Domnul Iisus Hristos. Spune, El străbătea ulițele și cetățile. Și când a văzut gloatele care erau risipite ca niște oi care n-au păstori, spune că i-a fost milă, a avut durere, a avut compasiune pentru oamenii care se duc în iad, se pierd și oamenii care mor fără Dumnezeu în lumea aceasta. Dimineața s-a mintit lucrul acesta. Cine o să meargă să le spună? Cum vor auzi dacă nu vor avea propovăduitor? Doamne, fă-ne pe fiecare dintre noi un propovăduitor al Evangheliei. Doamne, fă-ne pe fiecare dintre noi cu durere în inimă, cu milă și compasiune pentru oamenii care se pierd în lumea aceasta. Dacă vă uitați acolo, avem trei imagini. Uitați-vă sus acolo, am fost în Bulgaria la o femeie, își trăia ultimile zile, era bolnavă de cancer, aproape nu mai putea vorbi. M-am așezat lângă patul ei, am stat acolo lângă ea și am început să-i prezint Evanghelia. În câteva cuvinte, pentru că nici nu putea asculta prea mult. Doar cât a putut să-și deschidă gura, după ce i-am prezentat Evanghelia, și în câteva cuvinte a putut să spună, Doamne, știu că-s păcătoasă, știu că ai murit și pentru mine. Femeia aceasta, nici n-am plecat de acolo și a plecat din lumea aceasta. Vreau să vă spun, nu-i singurul caz, avem cazuri ien când s-au întâmplat așa, cu frații care au fost în misiune, în 2-3 zile au primit pe Domnul Iisus Hristos și au plecat în veșnicie. Dar câte cazuri nu mai sunt ca acestea? Și, dragii mei frați și surori, cine să meargă să le spună? Oamenii aceștia sunt lângă noi. Dar așa cum Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, ridicați-vă ochii sus și priviți holdele, gata, albe, gata de seceriș. Avem noi ochi, oare să vedem pe oamenii aceștia? Domnul să ne deschidă ochii, să putem vedea nevoia aceasta a oamenilor care au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Uitați-vă acolo, altă împrejurare, în insula Kos, chiar și în stânga și în dreapta. Dau mai departe cu imaginile. Acolo este o imagine din Bulgaria, în stânga, în dreapta, iarăși din Bulgaria. Acolo este o imagine care, din greșeală, am repetat-o ieri foarte repede. Așa. După aceea, o imagine în Croația, imaginea din dreapta jos acolo. Avem următoarele imagini, tot în Croația, în stânga sus, în dreapta, iarăși în Croația. Uitați-vă, în stânga jos, acolo, un om care după ce i-a vestit Evanghelia, m-am apropiat de el și i-a spus, ai vrea să-L primești pe Domnul Iisus în inima tale? Și el a zis, da, de aici nu se vede. Dar dacă ați fi văzut cum curgeau lacrimile, curgeau lacrimile de pocăință și a venit înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă și mai departe, în partea dreaptă, tot în insula Kos,
unde am fost acum câțiva ani de zile. Aș vrea să trec foarte repede, pentru că o să vă lăs, de fapt, putem să vorbim puțin despre ce înseamnă pregătirea pentru evangelizare și, dacă vă aduceți aminte, am prezentat ceva, doar o să vă arăt numai 7 pași, o să-i citesc foarte repede acolo. Am această unealtă, s-a mintea de dimineață despre Andrei, care se pare, nu avem date exacte, dacă el a fost primul care a adus în România, e posibil că da, nu știm exact cu exactitate. Important este că a ajuns Evanghelia și în România, nu-i așa? A ajuns Evanghelia și la noi. Și atunci când noi folosim, sau când facem o lucrare de evangelizare personală, folosim mai întâi o pregătire. Pentru că ce se întâmplă? Aici, de asta v-am spus, sunt lucruri atât de importante, dar nu poți să le spui multe lucruri într-un timp destul de scurt. Este așa de important pentru că atunci când vrem ca un om să vină la Domnul Iisus Hristos și noi când vrem să-i ducem Evanghelia, mai întâi trebuie să îl aducem la Domnul Iisus Hristos. Să-l aducem pe braț de rugăciune. Pentru că, de fapt, cel care pregătește inima omului nu suntem noi. Nici măcar atunci când mergem și vestim Evanghelia, nu facem extraordinar de mare lucru. De-abia, nu spune Domnul Iisus, când ați făcut tot ce trebuia să faceți, să spuneți, nu suntem decât niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Dar de multe ori, frați și surori, n-am făcut nici ceea ce eram dator să facem. Și vreau să vă spun că e nevoie să fie o pregătire a inimii omului, ca și un teren pe care îl pregătești ca să pui sămânța acolo, este nevoie ca inima omului să fie pregătită. De ce? Uneori inima omului este ca stânca, ca piatra, ca în drum și numai doar un fel de pământ, spune acolo, a căzut sămânța într-un pământ bun. Dar ca pământul acesta să devină bun, este atâta un proces întreg de lucru ca acest pământ, acest teren să devină arabil, fertil, dacă pot să spun așa, care să aducă roadă. Cine să facă lucrul acesta? Noi. Noi copiii lui Dumnezeu, care îl cunoaștem pe Dumnezeu, care am devenit ucenicii Domnului Iisus Hristos, care suntem în școala Domnului Iisus Hristos. Și noi trebuie să facem lucrarea aceasta de pregătire. Și lucrarea aceasta este de pregătire, eu o să o las la frați, dacă o să doriți să continuați, ar fi fost bine ca fiecare frate și soră din biserică să aveți câte una din aceasta. Și să începeți să vă rugați. Vreau să vă spun, Dumnezeu face lucrări extraordinare. Un caz recent, noi am avut botezuri acum 2 săptămâni în biserică și fac o mică paranteză aici. Nu știu dacă să pot să spun tot ce am de spus în seara aceasta. Și un frate de la țară care s-a hotărât să primească botezul, în momentul era ziua de luni și am fost la el, l-am vizitat și a zis... S-a dus la părinții lui, trăia în curte împreună cu el și a spus, uite, tată și mamă, eu vreau să primesc botezul. Era căsătorit, avea soție, are 3 copii și când a auzit tata și mama, a zis, te rog să pleci din casă de la mine, nu mai ai ce căuta aici. I-a spus la nevasta lui, lasă-l să se ducă unde vrea cu pocăiții lui și pe el lasă-l, nu mai sta cu el. În schimb, nevasta lui a fost o nevastă înțeleaptă, așa. Și ce s-a întâmplat? Noi am auzit, ne-am rugat cu biserica și după 2 zile, la telefon vorbim cu fratele și spune, fraților, știți ce s-a întâmplat? Într-o dimineață vine mama mea la mine și spune, zice, nu știu cum s-a rugat, ea este ortodoxă. Și a zis, știi ce? M-am rugat la Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a făcut cunoscut ca să te las în pace. Și du-te și fă ce vrei. Probabil e bine ceea ce faci. Vreau să vă spun că Dumnezeu este Cel care lucrează și eu cred că dumneavoastră aveți experiența aceasta. Dacă biserica aceasta este în număr așa, este că Dumnezeu v-a ascultat rugăciunile. Dar dorim ca Dumnezeu să mai adauge încă pe atât și poate încă pe atât aici, pentru că sunt în jurul nostru oameni care trebuie să fie mântuiți. De aceea este important să pregătim această sau inimile oamenilor în rugăciune. Eu v-aș spune să experimentați anul acesta, anul uceniciei,
o să luați, o să faceți pentru fiecare membru din biserica dumneavoastră și rugați-vă măcar pentru un suflet, anul acesta. Și veți experimenta, veți vedea puterea lui Dumnezeu și Dumnezeu va lucra. Probabil că anul viitor, dacă Dumnezeu nu vine și ne mai lasă, dacă nu vine Domnul Iisus, cu siguranță va trebui să vă mutați de aici. Domnul să ajute la aceasta. Spune-i că te rogi pentru el, nu mă le trec. Spune-i că te rogi pentru el, întreabă-l dacă are o nevoie pentru care să te rogi, invită-l în familie, dezvoltă o relație de prietenie cu el, invită-l la grupul de părtășie, la un grup de rugăciune și am înțeles, vorbeam cu fratele Neluțu și ne-a povestit ceva de un lucru extraordinar pe care vreți să-l faceți. Vreau să vă spun, noi am practicat aceasta în Botoșani. Și vreau să vă spun, când am practicat, acum deja sunt implicat în multe lucrări și nu mai am timp pentru asta, dar vreau să vă spun, am practicat grupuri de casă, pentru că, de fapt, primii creștini așa se adunau, în case. Grupuri de casă, dar grupuri de case, nu doar pentru părtășia credincioșilor. Aceasta ar putea fi o rampă de lansare, dar să fie un grup de casă deschis, în care acolo să invităm pe cei pe care vrem să-i aducem la Domnul Iisus Hristos. Și cu siguranță Dumnezeu va binecuvânta lucrarea aceasta, pentru că aceasta vrea Dumnezeu. Aceasta e dorința lui Dumnezeu, da? Cum spune Apostolul Petru, dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Invită la servicii de evangelizare, dacă dorește, anunță-l că vrei să-i faci o vizită, și cel ce l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn, integrează-l în biserică, în grupul tău pentru ucenicizare, pentru ca să cunoască mai mult despre Domnul Iisus Hristos. Eu am notat aici, mi-am notat câteva mărturii. Am vreo 6-7 mărturii. Nu o să pot să spun, nu știu care să o aleg de aici ca să spun, dar vreau să spun, eram în Bulgaria și într-o zi am vizitat o femeie. Femeia aceasta a început să ne povestească. Fratele Călin ne-a spus, dacă am putea să spunem, sigur, vreau să mă înțelegeți, nu se poate cuprinde și nici nu încerc asta, să cuprind tot ceea ce s-ar putea spune despre lucrarea aceasta de evangelizare și ucenicizare. Și am întâlnit femeia aceasta și într-o zi a început să ne spună, știi, de fapt, la mine acasă vine cineva și bate la ușă și tot venea și începea să intre în conversație cu mine. La un moment dat m-am dus în pădure să-mi aduc lemne ca să fac focul. Și zice, când încercam să ridic sarcina de lemne și nu puteam, venea o persoană lângă mine, lua sarcina cu lemne și o aducea până acasă. Și vreau să vă spun, era ceva nu paranormal, dar era o putere a celui rău. V-a explicat femeia aceasta. Și atunci, noi avem cazuri din acestea în care lucrăm cu oameni care sunt posedați de duhurile demonice. Nu vreau să vă sperii pe nimeni de aceasta, dar să știți că nu-i ușor. Este o lucrare extraordinară, poate că și la aceasta ar trebui să povestim multe lucruri. Am întâlnit multe cazuri din acestea. Și în momentul când am discutat cu femeia aceasta și când am început să-i spunem de fapt ce se întâmplă cu ea, a început să ne povestească cum diavolul a început și a legat-o cu legăturile celui rău. Și atunci am spus, uite, ai nevoie ca să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să cerem ca Dumnezeu să te dezlege de legăturile celui rău. Până când Dumnezeu nu te dezleagă de legătura diavolului care te-a înfășurat cel rău, tu nu poți ca să-L primești pe Domnul Iisus Hristos în inima ta. Vreau să vă spun că am avut cazuri, am fost odată în Rusia și când am început să vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, eram într-o casă, într-o familie, și în momentul când am pronunțat numele Domnului Iisus Hristos, o femeie a trecut pe lângă mine, a pus mâinile cam în felul acesta, încet, încet s-a depărtat, pentru că nu putea să sufere numele Domnului Iisus Hristos. De ce? Era o putere demonică acolo. Și vreau să vă spun că de multe ori ne confruntăm cu asemenea puteri demonice, cu oameni care sunt robiți și stăpâniți de puterea celui rău.
Spunea fratele dimineață, ce frumos că Dumnezeu ne-a luat de acolo din împărăția întunericului, din împărăția diavolului, dar ne-a strămutat împărăția Fiului Lui. Ei, la asta ne-a chemat Dumnezeu pe noi, frați și surori, ca să-i ajutăm pe oameni să iasă de acolo și să îi putem duce în împărăția Lui Dumnezeu cu ajutorul Domnului Iisus Hristos. Am câteva imagini acolo. Evangelizarea, cum să te apropii de o persoană. Exemplu biblic este Ioan capitolul 4. Doar nu mai vreau să precizez patru lucruri acolo. Dacă vă uitați acolo, prima imagine este în Croația, unde un frate oprește un om care, uitați-vă, celălalt cu bicicleta își aduce lemne pentru iarnă. Nu-i singurul. Dacă ați fi văzut acolo, așa că erau oamenii cu bicicleta acolo. Am intrat într-o companie unde sunt peste 3.000 de oameni. Oamenii ăștia vorbesc limba română acolo. Oamenii ăștia sunt izolați de societate și n-am fotografiat să vedeți casele lor acolo. Parcă v-am spus data trecută, dacă mai țineți minte, într-o casă locuiau 24 de persoane. Noi poate avem fiecare camera noastră, nu-i așa? Oamenii ăștia așa trăiau acolo. Și totuși, oamenii ăștia erau dornici să asculte Evanghelia. Dacă vă uitați acolo, după aceea aveți imaginea din stânga de acolo, este în Cipru, apoi următoarea imagine este în Bulgaria. Vedeți acolo, este o femeie care pune mâna pe cap. Știți ce a spus femeia asta când a început să-i spune Evanghelia? A zis, Domnule, sunt păcătoasă până peste cap, plină de păcate. Uitați-vă, chiar a pus mâna așa și a arătat lucrul acesta. Uitați-vă, dincolo, tot în Cipru, într-o discuție cu musulmane, la o masă acolo, frații de acolo au organizat și ofereau câte ceva, câte o gustare pentru oamenii care veneau acolo și în modul acesta aveau posibilitatea ca să le împărtășească Evanghelia. Dacă vă uitați puțin acolo, în discuția, cum putem noi să abordăm? Doar numai pot să enumăr și atât. Cum putem aborda o persoană? Uitați-vă, dacă ne uităm numai la felul cum Domnul Iisus Hristos a luat-o pe femeia samariteancă. A luat de la o discuție obișnuită și a transformat-o într-o discuție pentru evangelizare. Al doilea lucru, Domnul Iisus o confruntă cu adevărul vieții ei, apoi îi spune adevărul în dragoste și la urmă Domnul Iisus Hristos îi dă soluția pentru problema ei, ca să-și rezolve problema. Uitați-vă mai departe acolo, avem și evangelizarea copiilor din Republica Moldova, dau în continuare, doar nu mă uitați-vă la imagine. Așa. Probabil v-ați uitat numai la imagine și mergem mai departe. Metode de evangelizare, metode de prezentare a Evangheliei. Sunt mai multe metode. Vreau să spun de ce. Dacă vă aduceți aminte, v-am povestit un caz din Ucraina, data trecută. Cine mai ține minte? Vă povestesc un alt caz. O soră credincioasă s-a dus la spital la altcineva, la o persoană. Și în timp ce discuta cu ea, la un moment dat, femeia aceasta bolnavă pe patul de moarte a spus, dar cum? Ce ar trebui să fac eu ca să fiu mântuită? Și sora, știi ce a spus? Dă-mi voie să mă duc la păstor, să-l întreb ce ar trebui să faci și după aceea mă întorc înapoi. S-a dus, când s-a întors înapoi, femeia nu mai era. De ce este important? Pentru ca fiecare dintre noi să cunoaștem o metodă de evangelizare în care să putem arăta oamenilor ce trebuie să facă să fie mântuiți. Sunt mai multe metode. Metoda cu mâna, pe care aș vrea să o trec foarte repede în seara aceasta, încât mai pot să mă îngăduiți. Așa, o altă metodă, avem metoda cubul evanghelistic, probabil l-ați văzut. Dacă v-ați uitat și în imagine acolo, noi folosim destul de des și nu rămânem doar la prezentarea în totalitate a cubului. Doar facem o introducere, pentru că oamenii sunt curioși să vadă imaginile. Și după aceea putem să intrăm în prezentarea
ceea ce este important pentru ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă mântuirea. Mai avem podul de la moarte la viață, este broșura Alegii Viața și mai sunt și alte metode pe care noi le folosim. Două întrebări, în momentul când noi vrem să facem o prezentare a Evangheliei, două întrebări de diagnosticare, adică de ce punem aceasta? Punem o întrebare prima dată, îți doresc să trăiești multă vreme pe pământ, dar dacă ar fi să mori, unde ai merge? E adevărat că parcă sună cam dur, nu-i așa? Oamenii zic, păi cum, îmi dorești să mor? Dar nu, nici pe departe. Eu vreau să spun că am folosit puțin mai dulce spunând așa, dacă ar veni Domnul Iisus în noaptea asta, unde ai merge? Și atunci oamenii nu se sperie așa de tare. Dar sunt unii oameni care cred că ar trebui să le spui direct așa, dacă ar trebui să mori, unde mergi? Și oamenii au diferite răspunsuri aici, nu pot să le comentez pentru că nu avem timp. Oamenii, majoritatea, spun, nu știu. Și atunci, unii spun așa, da, zice, dacă fac fapte bune, dacă, eu știu, am făcut ceva în viața aceasta, cu siguranță Dumnezeu mă va primi. Și atunci avem o altă întrebare, care spune așa, să presupunem că ai ajunge la poarta cerului. Și Iisus te-ar întreba, ce motive îmi dai ca să te primesc în cer? Ce ei răspunde? Și atunci oamenii au diferite răspunsuri. Și în momentul acesta le putem răspunde în felul următor. Când ți-am pus prima întrebare, am dorit ca să îți spun o veste frumoasă. Dar când am pus a doua întrebare, sunt sigur că am cea mai frumoasă veste din lume. Ai vrea să o asculți? Și atunci oamenii spune, da, te rog, spune-mi. Cum să împărtășești credința? Dacă vă uitați acolo în următoarele imagini, avem în Bulgaria, folosind metoda cubului, acolo este o instruire, în Bulgaria, în a doua imagine, metoda cu mâna, în a treia imagine, iarăși metoda cu mâna și ceva explicații care probabil vom face la final. Aș vrea să, în câteva cuvinte, încât ne mai putem permite, de ce am ales metoda cu mâna? Pentru că fiecare dintre noi avem mâna la noi. Și ca să ne fie ușor să ținem minte, avem o metodă simplă, da? Și uitați-vă acolo, primul deget, degetul mare, vorbește despre cer. Trec repede. Al doilea vorbește despre om. Al treilea vorbește despre Dumnezeu. Al patrulea vorbește despre Hristos. Și al cincilea vorbește despre credință. Am să le luăm pe fiecare în parte, vă rog să mai permiteți un pic de timp, pentru că fiecare în parte, unii frați, când am făcut o prezentare aici, poate și aduc aminte, cu siguranță, acum 2 ani de zile, frații au participat, un grup de frați, au participat la această prezentare, dar aș vrea, poate că doar dacă punctele acestea principale le putem reține, ne va fi de ajutor atunci când vrem să prezentăm Evanghelia unei persoane. Degetul mare, două lucruri despre cer. Da? Cred că se vede foarte greu. Două lucruri despre cer. Cerul este fără dar, un dar fără plată. Deci despre fiecare deget în parte o să avem câte două lucruri, pentru ca să fie ușor de reținut, da? Deci două lucruri despre cer. Cerul este un dar fără plată, Romani 6:23, nu răsfoiți, eu mi-am notat aici ca să nu mai răsfoiesc în Biblie, da? Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Al doilea lucru despre cer este că nu este câștigat sau meritat de noi. Efeseni 2:8-9. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte,
ca să nu se laude nimeni. Al doilea deget, degetul arătător, da? Uitați-vă, eu arăt cu degetul ăsta către dumneavoastră, da? Și dacă vă uitați, astea trei degete sunt îndreptate către mine. Adică eu când spun către cineva, spun, omule, Biblia spune, nu eu spun, dar Biblia spune două lucruri despre om. Primul lucru, că omul este păcătos. Și când eu arăt către o persoană, spun, omule, ești păcătos. Dar trei degete sunt îndreptate spre mine și spun, și eu sunt păcătos. Dacă îmi spun de fapt că eu sunt păcătos, trei degete sunt îndreptate spre persoana cu care discut. Două lucruri despre om. Omul este păcătos, Roman 3:23, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și al doilea lucru despre om, nu se poate mântui singur. Matei 5:48, acolo spune așa, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Aici eu la frați am prezentat și am spus, cam în imaginea aceasta, când stăm de vorbă cu un om, îi putem spune așa, omule, ai păcate? Și el spune, da, câte păcate crezi că poți face într-o zi? Am întrebat pe cineva și el a spus, multe păcate. Dar zic, dacă faci trei păcate într-o zi, într-un an de zile, ori 365, se fac 1000 și ceva de păcate. Dacă ai 20 de ani, 20.000. Dacă ai 40 de ani, 40.000. Sunt multe? De aceea femeia aceea spunea, zice, foarte multe, am multe păcate. Fiecare dintre noi putem explica la cei din jurul nostru ca oamenii să realizeze, de fapt, câte păcate să adună în viața unui om trăită pe pământul acesta. Eu mai folosesc și Isaia 59:1-2. Acolo spune, nu mâna Domnului nu este prea scurtă, nici urechea lui prea tare ca să ne audă, dar păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Și oricât v-ați ruga, nu vă ascult. De ce Dumnezeu nu ne ascultă? Pentru că e zidul de păcate. Și atunci zidul acesta de păcate trebuie înlăturat, trebuie dat la o parte. Și cine să-l dea? Noi nu putem să-l dăm. Pentru că omul nu se poate mântui singur. Omul este păcătos, nu se poate mântui singur. Al treilea deget. Degetul mijlociu. Vorbește despre Dumnezeu. Dumnezeu este milostiv și nu vrea să ne pedepsească. În 1 Ioan 4:8 spune, de ce nu vrea Dumnezeu să ne pedepsească? Pentru că El este dragoste. Și în al doilea lucru despre Dumnezeu, Dumnezeu este drept și trebuie să pedepsească păcatul nostru. În Exodul, capitolul 34, versetul 7, partea a doua, spune așa, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până al treilea și al patrulea neam. Dumnezeu este sfânt. Trebuie să pedepsească păcatul. Dar Dumnezeu este bun și milos și nu ne-a pedepsit pe noi. Noi toți meritam pedeapsa lui Dumnezeu. Dar nu ne-a pedepsit pe noi și l-a pedepsit pe cine? L-a pedepsit pe Domnul Iisus Hristos, următorul deget, și aici ne uităm două lucruri despre Domnul Iisus Hristos. Cine este El? Iisus Hristos este infinitul Dumnezeu om. Ioan 1 spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și versetul 14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Cine este El? Este infinitul Dumnezeu om, da? Sau om Dumnezeu. El a murit, ce a făcut El? El a murit pe cruce și a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre și ne-a pregătit un loc în rai, adică unde? În cer. 1 Petru, capitolul 3, versetul 18, spune așa, Hristos, de asemenea,
a suferit odată pentru păcate, el cel neprihănit pentru cei nelegiuiți ca să ne aducă la Dumnezeu, el a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Și ultimul lucru, degetul mic, care ne vorbește despre credință. Două lucruri, ce nu este credința. În Iacov 2:19 zice așa, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Și spune puțin mai jos acolo, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Două lucruri despre ce nu este credința. Credința nu este doar o acceptare intelectuală. Adică nu dacă, vă aduceți aminte, spune Domnul Iisus în Matei, capitolul 7, de ce îmi ziceți Doamne, Doamne și nu faceți ce spun eu? Adică nu-i suficient să rostești cuvântul Doamne, Doamne, ca să zici că există Dumnezeu. Asta nu-i credință. Credința nici măcar nu este o credință temporară, sau credința temporară nu este o credință veritabilă. Adică atunci când ai nevoie de Dumnezeu, să vii la Dumnezeu, să spui, Doamne, ajută-mă, Doamne, uite, am un caz, acum am nevoie de Tine și când nu o să mai am nevoie, Doamne, la revedere, când o să fii mai nevoie, Te mai caut. Asta nu-i credință, e o credință temporară. Dar care este credința adevărată? Și spune apostolul, spune în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 16, versetul 31, spune așa, Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Credința mântuitoare, credința adevărată este să ne încredem că doar în Iisus Hristos, să ne credem doar în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. El este suficient, dar este eficient dacă îl primim pe Domnul Iisus în inima noastră. Și acum, în câteva cuvinte o să încerc să închei, o evangelizare completă înseamnă o informare, adică a prezenta Evanghelia unui om, dar nu-i completă, nu-i suficientă. Pentru că o evangelizare completă înseamnă a îl pune pe om în fața unei decizii pentru Domnul Iisus Hristos. Și atunci când facem lucrul acesta, găsim încă două versete în Marcu, capitolul 1, versetul 14 și 15, acolo Domnul Iisus spune, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ce înseamnă pocăința? Am auzit și dimineață, înseamnă metanoia, înseamnă schimbarea gândirii, să începi să gândești cum gândește Dumnezeu. Pocăință înseamnă să recunoști că ești vinovat înaintea lui Dumnezeu, să mărturisești păcătoșenia înaintea lui Dumnezeu, iar credința, de fapt, al doilea lucru, ce înseamnă ceea ce spune tot Ioan în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, versetul 11 și 12. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. A crede în Domnul Iisus Hristos înseamnă a-L primi pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci aici avem trei întrebări. Pe cine trebuie să primească omul? Pe Domnul Iisus Hristos. Unde ar trebui să-L primească omul? Pe Domnul Iisus Hristos, în inimă. Și a treia întrebare, când este timpul cel mai potrivit ca omul să-L primească pe Domnul Iisus Hristos în inima lui? Mai avem acolo o imagine, spre final, n-am mai dat continuarea, acolo avem încă două imagini cu botezuri din Bulgaria și, de fapt, lucrarea aceasta de învățare și ucenicie, după ce noul convertit este inclus în Biserica Domnului, primește botezul nou testamental și apoi cu siguranță ar trebui ca fiecare ucenic la rândul lui să defie și el un ucenic ucenicizator, dacă e corect spus cuvântul acesta. Frați și surori, îmi dau seama că foarte telegrafic am putut să spun lucrul ăsta, deci de fapt noi când facem o pregătire pentru
frații care vrem să-i pregătim pentru lucrarea de misiune, sigur ne ia mult mai mult timp să facem această prezentare. Am încercat într-un timp așa de scurt să prezint câteva gânduri. Poate că vă poate ajuta aceste lucruri. Dacă vreți, puteți să le mai reluați cu altă ocazie. Cine dorește ca să aibă această metodă de evangelizare, puteți rămâne la dispoziția fraților, puteți să luați aceste 5 lucruri foarte importante, da? Cerul, da? Haideți numai să ne aducem aminte și închei. Cerul, da? 2 lucruri despre cer. Este un dar al lui Dumnezeu, cerul este cadoul lui Dumnezeu, el nu este meritat sau câștigat de noi. Da? Al doilea lucru, despre om, da? Haideți ca să nu mai resim cu referințele, despre om. Al treilea lucru, despre Dumnezeu. Al patrulea lucru, despre Domnul Iisus Hristos. Și al cincilea lucru, despre credință. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre. Și fraților, vreau să spun că timpul nu mai este mult. Domnul Iisus este gata să vină. El ne cheamă să fim ucenici în școala Domnului Iisus Hristos. Și ca ucenici în școala Domnului Iisus Hristos, Domnul să ne ajute să putem să fim aceia care să ducem mai departe această veste bună a Evangheliei. Și așa cum vă aduceți aminte de Pavel, și asta îmi rămâne mereu în minte, avea dorință, avea datorie, avea dorință și avea durere în inimă. Eu aș fi vrut ca la final să putem să mai cântăm o dată cântarea aceasta: ogorele sunt gata de recoltă, dar lucrătorii sunt așa de puțini. Și spune Domnul Iisus Hristos acolo: rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Aș dori ca, dacă permite frații, să ne ridicăm și împreună să putem să cântăm această cântare. Și dacă Domnul ne pune pe inima noastră fiecăruia, poate că în seara aceasta să fie un imbold, un impuls în direcția aceasta și spune: Doamne, sunt la dispoziția Ta, Doamne, vreau să mă folosești pentru ca eu și eu să fiu unul care să duc mai departe vestea Evangheliei, și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi la aceasta. Amin.